Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Lui Florin. Mai există un cuțit de aur. Mascaratescu. Pentru echipa lui Cătălin. Iar Cătălin ar vrea să-l ofere acum. Pe bune? E o surpriză pentru toată lumea, cred. Dragul meu, Cătălin, acesta este cuțitul tău de aur. Mulțumesc. Cuțit de aur, noi n-am luat, e aluminiu acasă, să fim serioși, adică... Am 1000 de gânduri și nu știu la ce să mă aștept, adică, efectiv... Acum, ia să vedem. Mi-aș dori să-mi aud numele și să spună Gina că acest cuțit de aur este al meu. Noroc cu colegii mei că au dat foarte repede cuțitul de aur. Eu ce am spus, de aici încolo stau relaxat, am de văzut o mare de concurență. Cătălina a fost un pic mai răsfățat acum, dacă e să o luăm așa. Cuțitul de aur se dă atunci, pe loc, în momentul în care simți că, bă, ăsta trebuie să fie cuțitul meu de aur. Că așa să-l dai, când știi deja, i-ai văzut pe toți, nu mai e nimeni de intrat, hai că îi te dau lui ăla. De ce? Păi ăla vine din cel mai șmecher loc. Păi stai, bă, că nu e așa. Da, ce poți să-i zici? O face acum, mă gândesc că e cam tot același lucru până la urmă. Am în vizor două persoane. Și am tot stat și am tot cântărit. Sunt două persoane care sunt, în bucătărie sunt total diferite. Bro, e șansa ta asta. Îmi doresc din toată inima și sper să am și eu locul meu acolo. Vezi că nici. M-am gândit un pic, mă, dacă se gândește Scărlătescu că i-am dat cuțitul meu cu perle să-mi dea cuțitul ăla de aur. Leșinăm, Gino. Of, Doamne, ce bine ar fi să ajung acolo. Cu ce sumă de aici îmi dă mie cuțite de aur? Ori nu m-am gândit nicio secundă că ar putea să fie vorba despre mine, dar mă bucuram foarte tare că am ocazia să îi văd reacția celui care primește cuțitul de aur. Îi fac o surpriză, vreau să îi dau foarte multă încredere în el și vreau să-l motivez foarte tare și atunci cel mai frumos și cel mai incredibil moment este acesta. O să ceva de privit îndreptate către el. Primul concurent din echipa mea este... Mamă, deci mi s-a făcut stomacul stafidă. Alexandru Comerzan. Bravo, Dani! Mă, sunt extraordinar, fantastic! Ia! Bine ai venit în echipa! Bravo, mă, băiață! M-am gândit, m-am tot răzgândit, dar până la urmă, tu ești primul. Da. Tind să cred că am ales să dau cuțitul de aur unui profesionist. Un profesionist desăvârșit, un om care înțelege foarte bine ce înseamnă bucătăria de sus până jos și în lateral, și în conjurul ei. Pentru mine, bucătăria e tot. E viața mea, am ales să fac asta pe viață, vreau să fac bine. Cuțitul de aur este o răsplată când fac bine munca, fac bine meseria. Alexandru, nu mai trebuie să treci prin aceste probe. Poți pleca. Ne vom întâlni în platou, dragul meu. Felicitări încă o dată. Aplauzele din momentul respectiv îl fac să se creadă unul dintre cei mai importanți concurenți care a fost vreodată în acest platou. Îl fac să se simtă special și îl fac în momentul ăsta să dea absolut tot ce e mai bun din el. Mie, situația asta mi se pare ok, dar mă bucur pentru Alex, că e un băiat talentat. Sper să se ridice la nivelul așteptărilor acum. E o presiune în plus pe umerii lui. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.